Bună seara, dragii mei! Seara magică, sau cum zicem noi, magică seara este. Asta că mi-aș ieși și eu treaba aici. Căutăm și noi un cadru aici, civilizat. Încep prin a vă mulțumi, deși suntem numai 3 persoane, încă 4 în live deocamdată. Știu că să mai intre încă multe, mă aștept la încă 100. Uite, suntem 8, mă aștept la încă 100 să intre. Deși ceilalți 100 nu o să mă audă, dar magică seară vă spun și de la început vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Da? Așa să fim. Ia să vedem dacă pot să dau puțin mai sus. Păi așa da, mă, așa da, vii de acasă. Ok. Păi, o să vă las să ziceți aici, magică seară, chestii de genul. Ia, cum să fac eu? E bună imaginea asta, da? Vedeți, m-am pus eu cu cărțile în spate, am văzut că așa dă foarte bine la, știi, e... Te pui cu cărți așa mult în spate, ca și cum le-ai fi citit pe toate sau ești un om... citit, de bine de spatele ăsta cu cărți. Se aude aici ce zic eu? Bănuiesc că da, va trebui să port ochelarii pentru că nu reușesc să citesc eu ce ziceți voi acolo. Aha, acum văd. Bine. Magică seară, magică seară. Dragii mei, nu zăbovesc mult și o să și încep. Pentru că am anunțat ora 21, orice minuțel, deci se aude bine. Mulțumesc frumos, apreciez. Ia să vedem ce e aici. Asta tocmai o citește Anca în momentul ăsta. Da? Ia să vedeți o carte miraculoasă. Nu se va vedea la voi, se vede întors. Dar vă zic eu, 100 de căi spre automotivare. O carte genială pe care am citit-o. Cred că de 2 ori am citit cartea asta și ar fi cazul să o mai citesc. Este o clasică. O clasică, cum se zice. Da, 100 de căi. Foarte frumos. Averea se obține căpătând obiceiul de a face mai mult decât se așteaptă de la noi. Auzi ce zice în cartea asta. Ca să treacă puțin din timp, până încep eu să vorbesc, o să spicuiesc dintr-o carte pe care... Pur și simplu am prins-o în mânuță, da? Faceți în așa fel încât să legați bunăstarea noastră financiară de o mereu crescândă disponibilitate de a-i ajuta pe ceilalți. Ce prostii vorbește Napoleon Hill ăsta, mă? Auzi, să-i ajuți pe ceilalți. Un scop capătă forță atunci când e notat și capătă din ce în ce mai multă forță de fiecare dată când îl notați. Auzi ce ne spune domnul Napoleon Hill. Ia să vedem. Dacă poți visa la ceva, atunci poți să și faci acel lucru. Spune Walt Disney. Tipul ăsta Walt Disney, care a construit Walt Disney World. Da. Ok. Copiii nu învață niciodată nimic din ceea ce spunem. Ei învață doar din ceea ce facem. Tare asta, da? Încă văd părinți care... Ți-am zis! Ți-am spus! De câte ori să zic? De câte ori să-ți spun? Ți-am spus? Copiii. Și oamenii mari sunt la fel. Îi aud vorbind între ei. De câte ori să zic? De câte ori să spun? Gandhi era absolut convins de inutilitatea demersului de a-i schimba pe ceilalți. Foarte tare. Uite, o să facem un masterclass odată doar cu citate. Trebuie să fiți schimbarea pe care vreți să o vedeți la ceilalți, spunea Gandhi. Fiind noastră înșivă ceea ce vreți ca ei să fie, deveniți un exemplu viu. Ia uzi, măi, asta o fi cu manifestă buna ta stare. Nimeni nu vrea în realitate să învețe din lecturi și sfaturi, ci din exemple vii. Autenticitatea. Ceea ce le spuneți oamenilor, de obicei, le intră pe ureche și le iese pe cealaltă.
Așadar, nici nu trebuie să-mi bat capul să vă zic ceva deosebit, pentru că o să vă intre pe ureche și o să vă iasă pe cealaltă. Așa zice aici, în Steve Chandler, da? 100 de crezi pe automotivare. Ceea ce sunteți le rămâne în minte și are greutate. Deci ceea ce sunt eu de fapt și transmit eu că sunt, aceea vă va rămâne vouă în minte, în fapt. Nu ceea ce vă voi spune. De aceea nici nu o să mă străduiesc să vă spun prea multe, pentru că de fapt ceea ce eu transmit o să vă rămână vouă în minte. Și acum vă rog frumos să scrieți un cuvânt, dar vă rog un cuvânt care descrie, este un adjectiv, un adverb, un adjectiv, da? Un cuvânt care să descrie starea pe care o aveți în acest moment. Vă rog frumos, scrieți un cuvânt care descrie starea pe care o aveți în acest moment. Vă rog să scrieți acest cuvânt. Fac un apel către toți cei 60 de oameni care sunteți aici, care ați intrat acum. Scrieți un cuvânt care este un adjectiv, un adverb, care să definească starea pe care o ai acum, în acest moment. Compasiune, îți mulțumesc, Janina. Compasiune pentru mine. Îți mulțumesc că ai compasiune. Pace, Gabriela Sachelaru. Elena. Curiozitate, lăcrămioara, bucurie. Curiozitate e substantiv, bucurie e substantiv, tristețe e substantiv, liniște e substantiv, compasiune e substantiv. Mă rog, hai, las-o așa, măleșeală, recunoștință, liniște. Bun, mai departe, ia să vedem ce medie scoatem de aici. Haideți, mai departe, bucurie, bunăstarea. Daniela, Iliana, liniște. Ok. Oh, deci din 65 de-abia dacă au scris 10. Nerăbdătoare. Aha. Bravo, Laura. Calm, zice Daniela Rusu. Relaxare, Valeria. Ana Maria, liniștită. Curioasă, Mariana. Mm-hmm. Bun, hai să mergem mai departe. Neliniște, zice Ana. Neliniște? Ok, liniște, zice Lavinia. Curiozitate, zice Raluca. Recunoștință, zice Maria. Obosită, zice Gina. Nu eu te-am obosit, te rog, nu te supăra pe mine. Ok, Elena, seară magică. Nu. Recunoscătoare. Bucuroasă. Haideți și cei care ați intrat, scrieți un cuvânt care să fie un adjectiv, un adverb, care să definească starea în care sunteți acum. Scrieți, vă rog. Deci concentrați-vă pe asta, da? Scrieți cuvântul ăsta. Mr. Mister Curiozitate. Oh, Răzvan. Curioasă. Calmă. Da? Deci cei care acum ați intrat, scrieți un cuvânt care să definească starea în care vă aflați. Fascinată. Încrezătoare. Entuziasmată. Deci vă rog, fiți sinceri. Bucuroasă. Ok. Nu acceptați un nu ca răspuns, zice aici. Luați-l ca pe o întrebare. Nu se traduce prin următoarea întrebare. Nu poți fi mai creativ de atât? Auzi ce-mi zice asta, îmi zice mie. Împlinită. Da? Recunoscătoare. Îmi place. Oare sunteți ok? Starea pe care mi-o dau întâlnire, special cea de la OLMB, știam că e substantiv, dar asta simt eu azi. E în regulă, Janina, e în regulă. Am văzut că lumea scrie substantiv, îl transformăm în adverb în mintea noastră, în adjectiv. E în regulă. Da, entuziasmată, încrezătoare, fascinată, ia să vedem mai departe, recunoscătoare, împlinită, agitată, Diana, fericită, Daniela, Carina, recunoștință, nu, abia aștept întâlnirea cu voi, Gina, relaxată, încredere, speranță, zice Răzvan, minunat, zice Sabina, bună seara, obosită, zice Mihaela Doina, veselă, nu eu te-am obosit, Mihaela Doina, veselă. Da? Vezi că ajungem la un moment dat și la un anumit punct și într-un anumit timing, într-o anumită întâlnire și suntem obosiți, dar nu suntem obosiți de la întâlnirea, suntem obosiți de dinainte. Dar constatăm că suntem obosiți, uite cum zice și Cristina, și atunci menținem starea de oboseală pentru că noi constatăm că suntem obosiți. Da? Magică seară. În reprogramarea mentală învățăm să luăm o astfel de stare pe care o avem și să o amplificăm, dacă vrem să facem asta, cum ar fi optimist, da? Optimismul, da?
cică nerăbdătoare pentru a spăla micuța și a o adormi. Ok, Alina, e în regulă. Cum pot să te ajut? Nu cred că pot să te ajut aici. Minunată seară. Deci, Speranță, mulțumesc. Anica, recunoscătoare Narcisa, calmă Gina. Foarte bine. Ceea ce poți tu să faci acum este să amplifici starea pe care o ai, da? Să o fundamentezi sau poți efectiv deveni conștient de ea, cum e cazul unor stări mai neplăcute, gen oboseală, gen supărare, gen tristețe, pentru că am văzut și tristețea, da? Să știți că nu ați scris toți cei 81. Nu ați scris toți cei 81 aici. Cum e luni? Ce e asta cu e luni, Ariana? Asta e un dulăpior pe care mi-l faci? Tu te uiți la două live-uri odată și ai scris la live-ul celălalt, dacă e luni și de fapt ai scris la noi? Da, azi e joi. Am greșit eu cu ceva și am scris că e luni? Problema nu era de fapt lipsa mea de experiență, ci lipsa lor de cunoaștere. Atunci când cereți ceva în viața noastră, profesională, sunteți refuzați, imaginați-vă că acel nu pe care îl primiți înseamnă de fapt o întrebare. Nu poți fi mai creativ de atât? Da? Scrie Claudia. Păi vezi, asta e o întrebare pentru cei care au intrat mai târziu. Trebuie de fapt să dea, da? Deci am anunțat că de 70 de ori că începem la ora 9. Acum eu nu mă supăr că ai intrat mai târziu. Întrebarea era, de fapt nu e nicio întrebare. Scrie, era un îndemn. Cum te simți? Care e starea ta în momentul ăsta? Un cuvânt care să definească starea ta. Silvia, bucuroasă, foarte bine, mulțumesc. Nu acceptați niciodată că nu înseamnă nu și atât. Faceți în așa fel încât respingerea să vă motiveze să deveniți și mai creativi. Crizele creează întotdeauna o hotărâre instantanee, că la rândul ei creează energie spontană. Bun. Răcită, zice Ariana. Răcită, te simți răcită. Perfect. Liniștită, zice Claudia. Confuză, zice Laura. Foarte bine. Oricum te-ai simțit tu și devii conștient de starea pe care o ai și să zicem că ai o stare neplăcută. Dacă eu îți spun acum că îți ofer, uite, posibilitatea și îți dau tratamentul, da? Să zic așa, tratamentul pentru această stare a ta, ca tu să o schimbi și să nu te mai întâlnești cu ea, să dispară pur și simplu. Fericită, zice Dana Stamenca, Dana Mihalache, tristă, indecisă, zice Florentina. Da, asta știu că e cu indecizia, e o boală planetară, stai liniștită. Fericită, spune Nadia. Ela, ela, mă simt euforică, relaxată. Cum e posibil ca, uitați-vă și voi, suntem 96 de persoane aici, da? Bineînțeles că n-au scris 96, dacă au scris vreo 30, mare lucru. Restul probabil că se uită la știri cu un ochi și cu un, știri, cu un ochi la mine. Sau fac alte lucruri sau nu pot să scrie sau nu știu să scrie. Vorbesc foarte serios și nu trebuie să se supere nimeni, da? Când spun asta că nu vreau să supăr pe nimeni, probabil că nu știu să scrie. Gras! Bravo, Narcisa! Asta mi-a plăcut foarte mult. Mă simt grasă foarte tare, pentru că și ăsta e un sentiment, un simțământ. Mă simt grasă, da? Stare neplăcută, zice Claudia. Frustrată că sunt aiurită câteodată. Puțin tristă, zice Ioana. Ok. Acum, nu e de râs. Te rog să mă ierți. Mi-a plăcut atât de mult că lumea pune accent pe stări emoționale de regulă, da, tristețe, bucurie, recunoștință, dar tu ai scos în evidență un sentiment fizic, ca să zic așa, un simțământ fizic, mă simt grasă, da? Bun, foarte bun. Te rog, nu te supăra pe mine că nu eu te-am îngrășat, da? Și mai sunt oameni grași pe planetă și sunt și grași fericiți, să știi. Să știi că nu există, deci eu... Există grași care nu se simt grași, da? Și există slăbănogi, skinny, care se simt grași, ok? Există grași care se simt frumoși, atrăgători,
binecuvântați și există slăbănoci care, vai de neamul lor, se simt terminați. Încerc să reduc starea mea la un cuvânt. Fizicul îmi dă stare proastă. Narcisa, tu o primești și devii fericită, Camelia iubită. Te rog să mă ierți, nu la personal, n-am vrut să râd de tine că ești grasă, da? Ci mi-a plăcut cum ai pus tu problema. Bun. Și acum dacă îți spun eu că acest marker și îți fac și o poveste în jurul markerului și spun că acest marker te va scăpa de această stare neplăcută pe care o ai tu. Nu știu. Mâncându-l ca pe o înghețată. Da? Înțelegi ce vreau să spun. Grasă și frumoasă. E ok? Bravo. Uite, grasă și frumoasă. Și de vreme acasă, cum se spunea din bătrâni. Și tu pornești acum și faci acest tratament cu markerul roz. Da? Și curând o să scapi de această starea ta. Asta se numește că este un fenomen placebo. Da? Pentru că markerul roz te scapă de starea proastă pe care o ai. Întotdeauna dacă vei avea un marker roz, nu contează firma. Deci nu contează firma. Important este să ai un marker roz la îndemână, pentru că markerul roz, folosindu-l așa cum trebuie folosit un marker roz, te va scăpa de orice stare proastă, da, neplăcută pe care o ai și îți va transforma starea într-o stare bună. Asta se numește fenomenul placebo. Da? Placebo. E, opusul acestui fenomen, da, placebo, este atunci când tu crezi și știi că altceva te va face să te simți rău. De exemplu, pentru că am fost în pandemie, da? Toată lumea pe planetă știe asta. Că trebuie să păstrezi distanța de 2 metri. Că dacă intri în rază de 2 metri, haț, a sărit pe tine virusul și te-a păpat. L-ai luat. Că dacă nu porți... Hap, te-a prins și te-ai îmbolnăvit. Și dacă cumva l-ai luat, pericol, trebuie să stai izolat pentru că dai la toată lumea. Și dacă lumea află că tu îl ai și nu ai stat izolat și ai intrat în contact cu ei, ei toți au luat asta. Și e suficient ca tu să crezi lucrurile astea, că markerul ăsta folosit cum trebuie, da, te va face bine și că dacă nu porți chiloțelul pe față, îți va face rău. Important e că tu crezi. Acțiunea de a crede că te faci bine este placebo și acțiunea de a crede că nu te faci bine sau că nu-ți face bine ceva, că te îmbolnăvești, este nocebo. Mai ales când o autoritate într-un anumit domeniu îți spune acest lucru. Și acum voi știți că acum am încercat un soi de definiție mai plastic, așa, pornind de la starea pe care o are fiecare. Acum, dacă ai analizat puțin, de ce te simți așa cum te simți în momentul ăsta, o discuție am avut-o cu puțin mai devreme cu Narcisa, da? Dar de ce ai starea pe care o ai? Cel obosit o să zică, păi m-a toropit căldura, vin de la serviciu, am avut mult de lucru, da, sau poate e o perioadă încărcată și așa mai departe. De asocia în mintea ta, în creierul tău, în mecanismele tale, da, interioare, vei asocia această activitate cu oboseala. Și e suficient să o faci de câteva ori așa și să o asociezi ca ea să devină un program. Mă fac înțeles. Sigur că da. De ce ești tu optimist? De ce ești tu fericit? De ce ești tu mulțumit și recunoscător? Pe același principiu, în același fel, da, funcționează lucrurile. Mă opresc aici și vreau să vă spun că vă mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați făcut acest timp. Eu vă sunt foarte recunoscător și eram puțin
răvășit înainte să încep transmisiunea asta, pentru că nu știam cum să abordez acest subiect, nici acum nu știu prea bine, e în regulă. Și așa, ați văzut ce am citit aici, da? De la oamenii de știință, am citit că oricum ce vă zic, vă intră pe o ureche și vă iese pe alta, mai ales dacă sunteți cu o ureche la televizor sau la radio sau la ce se întâmplă prin casă, pe acolo. Oricum, dacă sunteți cu o ureche în altă parte, ia să vedem. E o prostie, opa, e o prostie cu ceea ce îți băgau ei în cap. Eu i-am fentat cât am putut, am mers la dans de 2 ori pe săptămână, așa, afară cu spor cu brio, în casă mai puțin aerul condiționat din când în când, maxim 2 ore pe zi. Am înțeles, într-adevăr. Eu nu comentez acum dacă este o prostie sau nu este o prostie, Raluca. Tu ai dreptate în esență, nu asta vreau să spun. Eu comentez altceva. Încerc să fac un punct aici, în discuție, da? Și punctul ăsta în discuție este placebo sau nocebo. Fundamental, la bază, stă credința. Da? Eu cred că îmi face bine și îmi va face bine. Eu cred că îmi face rău și îmi va face rău. Da? Și faptul că ți se repetă de suficiente ori și o autoritate, precum medicul, polițistul, avocatul, oamenii de știință și așa mai departe, aceste autorități îți spune ceva în orice domeniu, da? Părintele, profesorul, televizorul, dar nu știu că am zis televizorul, da? Invitații de la televizor îți spun că îți face așa sau pe dincolo și tu crezi asta, face parte de fapt din acest fenomen. Și fenomenul este placebo sau nocebo. Fundamental, la bază se află credința. Iar credința aceasta despre care discutăm mereu și în conceptul nostru pe care noi l-am importat de la José Silva, înseamnă o dorință sinceră, încredere și o așteptare. Și cel mai mult, nu poți să-i spui unui om că el are o dorință de a se îmbolnăvi. Nu. E stupid să spui așa ceva. Însă are încredere în acea autoritate și, atenție, se așteaptă să. Pentru că mai ales dacă îi sunt prezentate dovezi, cazuri, ca atare, o ia de bună, cum se zice, se așteaptă să fie în situația în care să se îmbolnăvească. Deja se comportă ca un om bolnav în situația lui nocebo. Pe de altă parte, în situația placebo, omul se așteaptă să se facă bine și deja se contopește cu starea de bine și cu sănătate. Și își întărește asta, mai ales dacă, repet, o autoritate i-a confirmat acest lucru. Vedeți, dacă veți lua markerul roz, cei care ați intrat acum nu știți despre ce vorbesc, pentru că am făcut niște exemple, va trebui să luați emisiunea de la capăt. Da? Markerul roz te face bine de orice stare neplăcută. Da? Dacă nu pui masca pe față, o să iei toți virusii, da? Și toate bolile din tramvai. Ok? Și asta ți-o spune cine trebuie să ți-o spună, de câte ori trebuie să ți-o spună, ți-o repetă ca să fie sigur că tu auzi și tu crezi. Și într-o parte și în cealaltă. Fundamental, tu crezi că, și asta înseamnă că, desigur, ai o dorință să te faci bine, ai încredere în mod special și te aștepți să se întâmplă. Și tu deja te comporți ca un om care o să ia virusul, în cazul nocebo, și te comporți ca un om care știi bine că nu o să te atingă niciun virus și că ești optimist, ești sănătos și așa mai departe, ca să luăm partea de sănătate. Da? Și tu o să fii bine. Bun. Excelent. Eu îmi repet de mii de ori că sunt slabă. Foarte bine. Ați repeta în continuu și în continuu și în continuu și în continuu face parte din proces, dar nu este suficient. Trebuie să și acționezi. Trebuie să și te comporți ca și cum ești slabă. De exemplu, știi ce poți să faci, Narcisa? Știi ce poți să faci? Să-ți cumperi o rochiță sau un pantalonaș sau o hăinuță. Începe cu o pijama, de exemplu. Dar nu știu cât de mult o să te motiveze. Da? Începe cu o hăinuță și nu una ieftină, ia și tu una mai scumpuță puțin, da? Și pune, dacă ai glumit, nu-ți mai zic. Ok?
Puneți, te rog frumos, rochița undeva să o vezi bine în fiecare zi și așteaptă-te să intri în ea, da? Să încapi în ea. Și atunci va fi nevoie să, probabil, să scapi de 5 kg ca să intri acolo, da? În rochița respectivă, sau de 10, și las-o acolo să te motiveze. Dar nu-ți pune ție ceva de genul, sâmbăta viitoare intru în ea. Sâmbăta viitoare, da? Ci lasă un fenomen să se petreacă. Dă-i voie și... Pentru că tu nu te-ai îngreșat în 10 zile. La fel ca mine. Eu nu m-am îngreșat în 10 zile, m-am îngreșat în 10 ani. Cu cât? Cu 10 kg. Cu 10 kg în 10 ani. Asta înseamnă un kilogram pe an. Asta înseamnă 30 de grame pe zi sau nu știu. Faceți voi calculul, că nici nu-mi dau seama. Ok? Deci acceptă că reversul, da, trebuie să fie pe același drum. Dă-i timp, pentru că vorbim despre programare mentală. Și pentru că vorbim despre programare mentală, ajung la, de fapt, subiectul și esența a ceea ce se întâmplă aici și vă mărturisesc că sunt extrem de optimist și extrem de... extrem de, cum să vă zic, fericit. Eu așa mă simt, fericit. Și în același timp recunoscător și în același timp onorat. De ce mă simt onorat? Pentru că lucrez alături de Anca la proiectul ăsta. Un proiect excepțional și anume Manifestă Bunata Stare. Este un proiect ongoing, cum zicem noi. Este în curs, în permanență. Măi, se întrerupe sau ce se întâmplă? Că mie mi se pare că se întrerupe chestia asta. Hei, am depășit 109, cum am zis. Se întrerupe? Încrezător. Mulțumesc, Narcisa, încrezător. E, de ce mi se întâmplă lucrul ăsta? Mi se întâmplă pentru că odată sunt onorat pentru că lucrez alături de Anca și mă simt în siguranță. Mă simt optimist pentru că știu că asta este calea și deși în jurul nostru toată lumea este agitată și parcă se duce în jos, parcă, așa pare, că evident este o schimbare masivă la nivel de paradigmă, este o schimbare masivă la nivel de societate, este o schimbare masivă la nivel de opțiuni, la nivel de dezvoltare a societății, în general, pe toate planurile și pare că lucrurile se schimbă atât de dramatic și că oamenii, de fapt, sunt disperați și ăsta este cel mai bun moment. Este cel mai bun moment pentru ce facem noi aici. Este cel mai bun moment ca oamenii să înțeleagă că din ce în ce mai bine nu este doar un slogan papagalicesc, că din ce în ce mai bine nu este doar o chestie pe care noi ne-o spunem așa de că sună bine. Este fabulos, este momentul cel mai puternic ca oamenii să înțeleagă că cu adevărat, oriunde s-ar afla, este din ce în ce mai bine. Iar ceea ce facem noi aici este să descoperim capacitățile noastre, puterea noastră interioară. Da? Este cu adevărat asta. Bun. Acum, vreau să vă spun ce idee colosală a avut Anca. Noi avem acest workshop pe care unii dintre voi îl cunoașteți, unii dintre voi nu îl cunoașteți. Ascultați-mă bine, zicem MBTS, adică Manifestă Buna Ta Stare. Manifestă Buna Ta Stare s-a născut din experiența pe care noi am trăit-o, în mod special Anca, pentru că ea a pornit acest workshop. Workshopul este un regal de... Este un regal de tehnici pe care le aplicăm în frecvență beta, adică cu ochii deschiși lucrăm cu colegii noștri din workshop. Conștientizăm în primul rând. Este o sumă de tehnici pe care le aplicăm în frecvență alfa, adică într-o stare mai liniștită a creierului. În frecvență teta, acolo unde se face programare și programarea este foarte puternică a creierului nostru. Este un regal de tehnici de autohimnoză, hipnoză, regresie. Ascultați-mă, și meditație, dar și conștientizare. Este un workshop care te duce țintit direct
direct la rădăcina programelor tale. Programe care, atenție, convingeri, pot fi și sunt, de regulă, programe limitative, da? Care au rădăcina, poate, în copilăria ta și, cu siguranță, au rădăcina într-un moment din copilărie pe care tu nici măcar nu ți-l mai amintești. Tocmai aici e valoros. Și este... Și regresie, de exemplu, într-o viață anterioară de unde tu vii cu un talent în această viață pe care ai, iartă-mă, misiunea să-l duci la bun sfârșit, să-l dezvolți. Ia să vedem. Foarte bine ai făcut, Gabriela, că ai ieșit foarte bine. Hai să-ți dau. A, nu știu, voi vorbiți între voi, da? Ce mă bucur... Iubita, știi ce frumos la live-urile noastre? Că oamenii se cunosc între ei. Extraordinar. E foarte valoros. Bun. Prietenii mei, deci țineți minte, 3-4 septembrie. Acum, știu că sună în un fel deosebit. Sună așa, poate prea mult. Și oamenii, desigur, au limitele lor. Și foarte mulți oameni spun, foarte mulți, poate nu voi, dar poate printre voi există oameni ăștia care spun, bă, mă îndoiesc, oare e posibil așa ceva? Stau mărturie peste 500 de persoane care au participat până acum la acest workshop de 3 ani de zile. Știu că se întrerupe, nu știu ce să fac, nu știu ce să fac, stați puțin. Ia să vedem acum dacă se mai întrerupe. Da. Deocamdată avem șansa să avem două rețele, una de Wi-Fi și una de cum se cheamă? De 4G. Uite că se întrerupe și 4G-ul ăsta. N-am ce să fac. Mai bine de atât nu știu ce să fac. Cineva ni-l întrerupe. Habar n-am cine. Ok. Bun. Dragii mei, continui. Aoleu, n-am niciun ceas. Cât e ceasul? Ceasul. Mamă, nu mai răspunde nici iubita mea. Nu știu ce să mă fac. Dați un pic să mă duc să văd cât e ceasul. Mulțumesc. Bun, dragii mei, vă rog să mă iertați. Așa. Păi, până... Deci eu nu mai port ceas de foarte multă vreme. Am câteva ceasuri acolo, dar nu mai au baterie. Sunt și scumpe, credeți-mă. Da? Nu am pe ecran. Nu am pe ecran aici. Sunt pe telefon și s-a deschis tot... Nu vreau ceas. Vă mulțumesc că n-am ce să fac cu el. Mulțumesc. Dați banii degeaba. Da, nu vreau ceas, nu vreau ceas. Mulțumesc. Dar nici în casă nu prea mai avem un ceas undeva în bucătărie pe perete și eu nu prea sunt cu ceasul. Nu mai vreau să știu de ceas. Da. Bun. Raluca va fi cu prezență fizică, va fi în București, dacă o să ne lase pe vremea aia să fie, noi credem că da. Va fi prezență fizică în București, există o pagină de înregistrare, 3-4 septembrie, dar până atunci vreau să vă spun ce a gândit Anca. Pentru cei noi, da, poanta nu era, Gabriela, că nu au baterie, poanta era că eu nu le port. Ele au baterie înăuntru, dar nu mai funcționează, eu nu port ceasurile. Și atunci, dragii mei, ce a făcut Anca? A zis așa, vreau să facem un grup
în care oameni, un grup limitat în timp. Alo? 2-10? Mai funcționează? Mai funcționează? Văd că aici se dă like-ul, deci... Băi, nu mai știu ce să fac, am oprit și Wi-Fi-ul. Nu mai avem. Deci în curând s-ar putea să rămânem fără internet, dacă vin crizele astea. Oricum, dacă se taie curentul, o să se taie și internetul. Categoric. Și a revenit. Ok, merge. A revenit. Ok, mulțumesc. Deci un grup super privat. Grupul se numește, ascultați-mă, grupul se numește Testează Bunăstarea. Anca a avut această idee extraordinară în care grup se va da posibilitatea celor interesați de a ști despre ceea ce facem în workshop, în două zile de workshop, și de a lucra intensiv timp de 8 zile după un program accesibil oricui. Un program accesibil oricui. Va fi o parte teoretică dimineața de 20 de minute, astfel încât omul pe parcursul zilei, la serviciu, în vacanță, unde se află el, să poată să conștientizeze subiectul zilei, să înțeleagă teoria. Și seara, în aceeași zi, se va face un exercițiu pentru această zi, pentru ziua respectivă, conform teoriei de dimineață. Repet, orice om are 40 de minute, 30, 40 de minute în timp de 8 zile, 8 lecții despre reprogramare. Cu alte cuvinte, practic, Anca deschide ușa, deschide ușa ca tu să bagi capul în workshop, să înțelegi și să testezi deja această bunăstare pentru tine. Îți dă posibilitatea ca tu să vezi și să simți pe pielea ta dacă funcționează bunăstarea. Ceea ce vreau să vă spun este că veți avea parte de un workshop de 8 zile, practic, da? Câte 20, 4, câte 40 de minute zilnic, în care veți învăța foarte multe lucruri, veți avea acces la foarte multă informație, veți avea exerciții practice care, în mod normal, ar trebui să coste bani, ar trebui, pentru că este foarte multă experiență acolo, vi se oferă gratuit, ia să vedem ce scrie aici, accesibil oricui, 20 de minute dimineață, 20 de minute seara, scrie Anca. Exact. Asta este ideea fabuloasă, mie mi se pare fabuloasă. E, acest grup se numește Manifestă Bunăstarea. Aveți acces în acest grup dacă nu ați făcut niciodată Manifestă Buna Ta Stare până acum, da? Răspundeți la cele trei întrebări și dacă sunteți absolvent de Manifestă Buna Ta Stare și vreți să intrați în grup, este suficient să recomandați măcar o persoană ca să manifestați în acest fel bunăstarea, pentru că știți că unul dintre principiile bunăstării este să dăruiești, să șeruiești, să împărtășești, să spreduiești, să splituiești, să dai la toată lumea. Da? Ok, bun. Asta este. Acum, aceste exerciții încep în data de 15 august. Orice întrebări puneți sunt... Nu au sens, pentru că dacă intrați în acel grup o să înțelegeți, pentru că avem scris acolo regulamentul. Grupul se numește Testează Bunăstarea. Este un grup privat, căutați-l, Testează Bunăstarea. Cereți voie accesul pe acel grup, răspundeți la cele trei întrebări, pentru că dacă nu răspundeți la cele trei întrebări, nu vă aprobă administratorul, da? Și veți face parte din grup. În data de 15 august încep lecțiile în acel grup, exercițiile practice. Din 15 august și cu 8, 23, nu? 15 și cu 8, cât fac? 23? 22 august, da, exact, 15-22 august. Până în 26 august grupul va fi deschis, pentru că poate o persoană a pierdut o lecție și atunci poate vrea să repete încă 3 zile, o să fie acolo un buffer de 3 zile, după care grupul va fi închis. Va fi închis grup, pur și simplu. Da? Deci este un grup limitat în timp, da? În care intensiv se va lucra pentru bunăstare și în care veți putea, evident, aveți acces gratuit
ca să înțelegeți ce e cu bunăstarea asta și cu workshopul nostru Manifestă Buna Ta Stare. Ar mai trebui să mai zic ceva? Am zis bine? Da, da. Așa, ziceam că am zis bine. Dacă zice ceva că am zis bine, am zis bine. Deci, dragii mei, cei care ați intrat acum mai târziu, vă mulțumesc foarte mult că ați venit totuși la această întâlnire. Vă rog, reluați emisiunea de la început. Am vorbit despre placebo și nocebo, așa cum știe Cristi Lazar să o facă. Fundamental este credința. Da? Credința pe care o avem ca fundament. Credința în conceptul, în concepția noastră. O definim ca fiind un cumul, da? De dorință, de încredere și de așteptare. Totul cu o emoție, cu o emoție coerentă, da? Pentru că atunci când ți-e frică că tu crezi, nu-ți dorești neapărat să te îmbolnăvești, dar tu crezi, ai încredere că virusul ăla va veni și peste tine, ai încredere și te aștepți, da, să-l iei și tu, pentru că o autoritate îți spune că asta e, 80% o să se îmbolnăvească, iar tu te pui printre cei 80%. Da? Pentru că este, așa este credința ta. Efectiv, așa se întâmplă. Pe de altă parte, există placebo atunci când, da, eu îți spun că markerul acesta te va salva de toate stările tale neplăcute. Și ți-am dat exemplul mai devreme și te rog frumos să mergi la începutul emisiunii să vezi de ce markerul roz, de ce markerul roz te face bine de toate stările neplăcute pe care le ai, oboseală, tristețe, deznădejde și așa mai departe. Da? Un marker roz. Tu plus unu, ăsta este scopul. Da? De la Sfânta Maria la ziua fiului meu. Mulțumim, Mariana, la mulți ani și pentru Sfânta Maria și pentru fiul tău. O să facem cel mai mare grup de oameni care lucrează concomitent pentru bunăstare. Asta va face un salt cuantic pentru fiecare din noi, spune Anca. Da? Ok, voi ați aveți multe comentarii aici. E minunat, am făcut cerere să fiu un grup, nu am făcut niciodată acest curs, sunt absolventă de metoda Silva, acum foarte mulți ani în urmă, erau doar două întrebări, de unde am aflat și dacă am mai făcut cursul. Nu am făcut cursul deloc. Știm, Raluca, și te așteptăm la curs și îți mulțumim frumos pentru încredere și interes. Pe data de 15 august încep cele 8 lecții în grupul Testează Bunăstarea. Bunăstarea. După data de 15 august nu se mai poate intra în grup. Rețineți, după data de 15 august nu se mai poate intra în grup. Deocamdată nu este activitate în grup, dar e bine să fiți în acel grup. Da? Deoarece o să vă anunțăm când încep lecțiile. Bine? Anca a pus aici un link, deci vă rog frumos să intrați. Acum, o să te rog frumos să faci un exercițiu cu mine, foarte scurt. O să te rog să stai într-o poziție confortabilă. Poate faci ceva treabă prin casă, oprește-te câteva momente. Poți să stai și în picioare dacă vrei, dar mai bine ar fi să te așezi undeva. Da? Doar 2 minuțele va dura, sau 3 minuțele va dura acest exercițiu. Te rog frumos să te liniștești, să te așezi pe un scaun, uite așa cum stau eu acum, să închizi ochii, să te liniștești. Da? Nu facem o meditație lungă, este doar un moment de pace, de liniște și de conectare. Te rog frumos să te liniștești, liniștește-te. Inspira adânc și expiră. Și când inspiri, simte că introduci în corpul tău liniște, pace, armonie, relaxare. Inspiră. Și când expiri, lent, simte cum dai afară din tine orice urmă de oboseală, de încordare, de stare neplăcută. Și lasă-ți corpul moale și mai inspiră o dată adânc. Și în timp ce expiri, imaginează-ți cum te liniștești mai mult și simți efectiv, fizic, cum te liniștești. Și acum, în această stare mai liniștită în care te afli, poți să aduci câteva gânduri constructive. Pot fi niște afirmații, precum în fiecare zi, în orice privință,
Eu devin mai bun, mai bun și mai bun. Și chiar așa și este. Gândurile, sugestiile și imaginile pozitive îmi aduc foloasele și avantajele pe care mi le doresc. Bunăstarea nu este un lux. Bunăstarea este dreptul meu din naștere. M-am născut bogat și sunt bogat. Am tot ceea ce trebuie. Aici și acum, ca să prosper. Generez bunăstare, amplific această bunăstare, revărs bunăstare în lume și bunăstarea se revarsă în viața mea pe toate planurile, sub toate formele și din toate direcțiile și din toate părțile. Sunt un magnet de bunăstare. Inspir adânc și în timp ce expiri, felicită-te pe tine, spuneți bravo, spuneți numele tău, eu îmi spun mie bravo Cristi, că ai fost aici, ai făcut acest exercițiu și acum adresez un gând de recunoștință. Simplu, spun mulțumesc. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă această posibilitate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt înconjurat de așa oameni extraordinari care mă ajută să fiu mai bun. Și simt în acest fel că o parte din misiunea mea este împlinită. Mulțumesc. Vă mulțumesc, oameni buni, vă mulțumesc. Inspir adânc și în timp ce expiri, revin ușor la nivelul exterior, deschide ochii și poți să repeți cu ochii deschiși. Sunt treaz, mă simt bine și perfect sănătos, mult mai bine ca înainte. Și vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc că facem împreună o lume mai bună și vă rog, vă rog din tot sufletul să fiți fericiți ca să facem împreună o lume mai bună. Pentru că este singura cale de a face o lume mai bună și anume aceea de a fi tu fericit. Dacă tu ești fericit, lumea în care tu trăiești este mai bună. Dacă eu sunt fericit, lumea în care trăiesc eu este mai bună. Dacă el, ea, ei sunt fericiți, lumea în care trăiesc el, ea, ei sunt, este mai bună și atunci aceste lumi se contopesc și întreaga lume este mai bună. Dragii mei, vă rog, cereți acces pe grupul Testează Bunăstarea. Este gratuit pe data de 15 august. Încep cele 8 zile cu 8 lecții, 20 de minute dimineața, 20 de minute seara. Orice om are acest timp să facă aceste exerciții pentru bunăstare. Cei care ați intrat mai târziu, vă rog frumos, luați emisiunea de la capăt, că am spus niște lucruri importante acolo. Și vă așteptăm la următoarea lecție, lecția a treia. Aoleu, nu-i mai știu titlul. Ce titlu are lecția a treia? Despre talente. Despre talente. Asta va fi marți și este un Mrs. Class cu Anca Jugănaru. Și vă așteptăm marți la Mrs. Class. Până atunci, vă rog să fiți fericiți ca să facem... Poftim? Legile programării. Avem lecția a treia, e foarte frumoasă, da? E Mrs. Class cu Anca Jugănaru. Și cum poate să fie un Mrs. Class cu Anca Jugănaru? Contează titlul? Nu contează titlul, este absolut fabulos. Deci, ne revedem pe grup aici, la programul obișnuit. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici cu noi.
Și amintiți-vă că credința este fundamentul. Dacă tu crezi că îți face bine, da? Asta este parte din fenomenul placebo. Dacă tu crezi că îți face rău, asta este parte din fenomenul nocebo. Eu vă îmbrățișez și vă mulțumesc foarte mult, dragii mei. A fost Mr. Class cu Cristi Lazar și cu voi. Fără voi, n-ar fi fost așa frumos. Vă mulțumesc pentru comentariile, voi citi. Vă îmbrățișez. Din ce în ce mai bine. Și manifestă bunătatea stare.